Primarii PSD care s-au aliat cu Ion Călinoiu și Ion Ciocea au început să bată în retragere. Ion Bârcă, unul dintre edilii care a plecat la București pentru a încerca schimbarea listei parlamentare, spune că va susține candidații PSD la alegerile din decembrie, iar problemele se vor rezolva. Sorin Bucurescu susține că tot ce s-a întâmplat în ultimul timp face rău organizației. După ce a bătut drumul până la București pentru a schimba listele PSD, Ion Bârcă anunța acum că va susține candidații partidului și nu pe Ion Călinoiu. În primul rând, eu ca membru al Partidului Social Democrat, eu susțin Partidul Social Democrat la alegerile parlamentare. Acum, neînțelegerile care au fost făcute în acest partid, cred că se vor rezolva în cel mai scurt timp. Sorin Bucurescu crede că scandalul din ultima perioadă dăunează partidului. Domnul președinte Cârciumaru, cât și președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin Popescu, probabil că încearcă să facă eforturi să aducă din nou partidul și primarii pe acea poziție pe care am fost în urmă cu ceva timp. Socialdemocrații se vor întâlni astăzi în cadrul biroului permanent județean pentru a discuta probleme legate de organizare.